Bun găsit! Doar în urmă cu câteva momente s-a încheiat această ședință. A fost o ședință a Camerei Deputaților în care Marcel Boloș s-a apărat în fața parlamentarilor din opoziție, cei din USR și deputații din partidul condus de Ludovic Orban. L-au acuzat pe acesta de mărirea taxelor, de faptul că toate aceste măsuri care au fost luate până acum de guvern pentru reducerea cheltuielor bugetare nu au niciun efect și mai mult decât atât erau nemulțumiți parlamentarii din opoziție de faptul că nu sunt impozitate pensiile speciale așa cum trebuie. Bineînțeles că ministrul finanțelor s-a apărat și cei din PSD și PNL i-au luat apărarea asta, deși există și voci în cele două partide care spun că sunt liberali sau socialdemocrați care ar fi nemulțumiți de modul în care conduce Marcel Boloș ministerul finanțelor. Spunea Marcel Boloș că sunt 800 de miliarde de lei, reprezintă această sumă, reprezintă datorii externă pe care o are România, iar înainte să intre în plenul Camerei Deputaților spunea că anul acesta s-ar putea încheia cu o țintă de deficit bugetar de 5,5% din produsul intern brut. Așadar, astăzi i-a dat explicații în fața parlamentarilor, le-a explicat că toate aceste măsuri care au fost luate până acum au un efect pozitiv pe termen lung pentru țara noastră. Urmează însă ca mâine să vedem care va fi votul pe această moțiune simplă, însă are șanse slabe să treacă.